Românii sub turcocrație Apariția puterii otomane Marea nenorocire a țărilor noastre este că în momentul când de bine de rău sunt suficient de independente față de unguri sau polonezi pentru a se dezvolta oarecum liber, apare o nouă putere, o putere formidabilă, turcii otomani. Câteva cuvinte despre acești turci otomani. V-am spus că și cumanii erau turci și pe au fost turci, dar în Anatolia turgea de azi apare, de la sfârșitul veacului al XI-lea și până în veacul al XIII-lea, o mare putere, cea a turcilor seljucizi, rude apropiate de altfel ale cumanilor de pe nordul Mării Negre. Când acești seljucizi sunt înlăturați de valul mongol, despre care am vorbit de mai multe ori, Statul înființat de ei se prăbușește. Și în locul lor, un alt neam, tot de turci, care a preluat numele unuia din fondatorii lui Osman, de unde s-au numit Osmanlei sau Otomani, apare în Anatolia, pe teritoriul fostului Imperiu Bizantin. Cum ajung turcii pentru prima oară în Europa? E de reținut acest moment dureros pentru noi creștinii. Primii turci care au trecut Bosforul au fost aduși de un împărat bizantin, al cărui nume sună frumos în urechile noastre, Ioan Cantacuzino, care domnește între 1341-1355. Disputele interne din imperiu, între familii, între facțiuni religioase, erau atât de violente încât împăratul Ioan Cantacuzino se bate cu propriul său ginerele Ioan Paleolog, iar pentru această luptă între bizantini, împăratul cheamă în ajutor ostași turci otomani de dincolo de Bosfor. Turcii odată ajuns pe pământul Europei, la nord de Bosfor, nu vor mai pleca. Așa începe încercuirea Constantinopolului. Încetul cu încetul, de către descendenții lui Orcan, sultanul osmanlilor care trece primul Bosforul. Iată rezultatul certurilor dintre creștini. Acest subiect va reveni în mai multe rânduri. De pildă Matei Corvin, rege de origine română al Ungariei, va fi mai preocupat de luptele cu vecinii din Europa decât de a-și forțele împotriva turcilor. Iar Ștefan cel Mare nu va primi de la polonezi ajutorul cerut în lupta contra turcilor. Dacă bizantinii se bat între ei și nu mai sunt în stare să țină piept turcilor cei care încearcă să oprească expansiunea otomană în Balcane în acel moment, 1300-1350, sunt sârbii. Sârbii, după bulgar, formează al doilea mare stat care s-a constituit în peninsula balcanică la sfârșitul Vecului al XII-lea, cu dinastia lui Ștefan Nemania. Fiul lui, Sfântul Sava, a devenit una din figurile cele mai venerate ale Ortodoxiei. Ei ajung la un maximum de putere în veacul al XIV-lea sub conducerea lui Ștefan Dușan, care domnește de la 1331 la 1355. Are ambiția de a cugeri Constantinopolul și chiar se intitulează împărat. Au avut și sârbi, cel puțin un suveran care s-a intitulat împărat. Din păcate pentru ei, poate și pentru creștinătate, după moartea lui Ștefan Dușan în 1355, regatul sârbesc, care cucerise și Macedonia, și Albania, și o parte din nordul Greciei, devenind un regat întins, se împarte în mai multe principate, peste fiecare domnind un despot. Atacul turcilor găsește deci regatul sârb slăbit. La 20 iunie 1389 are loc la Kosovo-Polie, câmpia Mierlei una din marile bătălii ale istoriei europene. Mai întâi un sârb reușește să-l omoare pe sultanul Murad în cortul lui, dar în cele din urmă turcii înving pe sârbi și-l omoară pe regele lor Lazar. De atunci începe cucerirea Serbiei de către turci. Atât de impresionantă a fost această bătălie de la Kosovo-Polie, încât a dat naștere unei epopei o serie de poezii populare sârbești de o mare frumusețe. Una dintre cele mai frumoase epopei pe care le-a creat Europa. Ciclul de la Kosovo. Puterea sârbă intră de atunci în declin, iar o parte dintre aceste despotate sârbești, care își împart vechea Serbie a lui Ștefan Dușan, acceptă să devină vasale turcilor. Ce ciudat poate fi caracterul unui popor! Sârbului e un ostaș grozav, dar odată ce a jurat că va fi credincios turcului, se bate alături de otomani. Un alt celebru ciclu de poezii populare sârbești e cel despre faptele de vitejie ale lui Marco Cralievici. Cralievici înseamnă fiul de crai. Marco Cralievici este fiul unuia dintre craii aceia care s-au bătut la Kosovo, dar el a jurat pe urmă credință sultanului și moare la rovine în lupta împotriva românilor. Totuși este marele erou popular al sârbilor, dovadă că favoarea populară uneori n-are a face cu judecata posterității. Nu știi de ce un viteaz este iubit în mod deosebit și de ce îl adoptă poezia populară. Faimoasa chanson de Roland, marea epopee franceză medievală, povestește faptele de vitejie din vremea lui Carol cel Mare. Nu știm cine era acel Roland, unul dintre locotenenții lui Carol cel Mare, dar marea poezie epică franceză din Evul Mediu nu s-a atașat de personalitatea lui Carol cel Mare sau de un vreunui capitan vestit. S-a atașat, în schimb, de un necunoscut care a impresionat. La noi s-a întâmplat la fel cântecele bătrânești din vremea lui Mihai Viteazul nu-l slăvesc pe Mihai, ci pe un anume gruia lui Novak, care n-a lăsat urmă în istorie. Probabil fiul unuia dintre capitanii lui Mihai, Novak de origine sârbă sau bulgară. Să facem o comparație, poate ușor forțată, dar nu lipsită de sens. În ce se întâmplă astăzi? Lumea e entuziasmată de pildă de Michael Jackson sau de cutare actor, nu se știe de ce. E o chestiune de simpatie. La fel se întâmplă și cu epopeile populare. Mari eroi ai epopeilor populare nu sunt întotdeauna cei pe care istoria îi va reține ca mari capitani, mari regi sau împărați. Sunt oameni iubiți de popor. Așa a fost acel Marco Cralievici.